sunt mari semnale de alarmă. Mari semnale de alarmă legate de numărul de foarte crescut și în continuă creștere de, de cazuri suicidale, de persoane care trec prin depresie, de oameni efectiv disperați de o conexiune, de a fi, de a face parte dintr-o comunitate, de orice fel. În unele maniere simt foarte mult de igiena noastră mentală. Dacă tu ești o persoană super negativă care trăiește într-o mentalitate de victimă, de toată lumea este, te atacă, toată lumea te atacă. De ce mi-a făcut un compliment? Dacă cineva îmi dă, face un compliment, arăți foarte bine cu jacheta asta, aceea asta am luat-o acum, este veche, nu vezi că de când o am? Sau... De ce nu crezi că persoana chiar ți-a făcut un compliment în ziua în care, mereu spun, atunci când voi avea 90 de ani, Doamne ajută, nimeni nu se va uita la mine, nu voi mai primi niciun compliment, atunci îmi voi dori ca cineva să vină și să-mi zică ceva frumos, poate. De ce să ne supărăm? De ce să ne supărăm atunci când suntem înconjurați să nu primim? Să nu primim abundența pe care viața ne oferă, complimentele pe care oamenii ne le dau, să nu spunem slavă Domnului că nu suntem, ai văzut filmul cu Will Smith, Legend, trăim noi, doar noi și nu mai e nimeni pe planetă. Atunci ar fi un caz foarte trist, atunci abia am realizat, Doamne, dacă mi-ar da Dumnezeu doi oameni, cum în jurul meu măcar. Cred că ăsta este și motivul pentru care cumva noi luăm foarte, foarte mult societatea așa, pe, for granted, e, da, de parcă totul ni se cuvine. În satele care sunt foarte dispersate, acolo sunt foarte multe maniere. Toată lumea se zâmbește și se salută la țară și se știu între ei și se bucură unii de alții și de complimente și toată lumea este foarte bună și drăguță și bunele maniere înfloresc acolo. Cu cât este o metropolă mai aglomerată, cu atât trecem unii pe lângă alții, nu știm cine e vecinul de lângă, nici nu ne interesează. Dacă intrăm în lift, ne punem repede căștile ca nu cumva să... și ne uităm doar în față. Eventual să nici nu te gândești că este cineva în jurul tău. Asta este. Dacă am putea să ne dea ochelari așa de cal, să ne creeze niște ochelari din ce în ce mai drept ca să nu văd în stânga-dreapta. S-a împins și o altă agendă legată de noi suntem uniți prin faptul că urâm același grup de oameni. Oamenii nu se pot urâ, nu se pot uni prin ură. Așa cum nu ne putem, o prietenie bazată pe bârfă doar, nu este o prietenie sustenabilă. Mai devreme sau mai târziu, când trec prin ceva cu adevărat grav, cu siguranță nu voi împărtăși cu prietena cu care m-am conectat doar prin bârfă, prin a urâ pe altcineva. Pentru că voi ști că e ca un bumerang. Așa funcționează creierul. Eu te văd pe tine, nu văd persoana de care tu bârfești. Și atunci creierul meu va conecta imaginea ta cu ceva negativ, nu imaginea persoanei de care bârfești. Așa că aveți foarte mare grijă. În scandalul cu, nu știu dacă mulți îl țin minte, că a fost acum foarte mulți ani, cu Bill Clinton și Monica Lewinsky, pentru că a fost un scandal de infidelitate, prima care a venit să vorbească pe tema aceasta era o jurnalistă care avea o foarte bună reputație, până în momentul în care a vorbit de infidelitate. Cotele au scăzut instant pentru că a ales un subiect care era neplăcut pentru altcineva. Cu toate astea, imaginea respectivă s-a conectat cu imaginea ei. Oamenii conectează imaginea ta cu ceea ce, nu cu oamenii de care vorbești. Și trebuie să realizăm din nou că forma asta de egoism în care credem că doar totul este doar legat de noi, putem trăi fără oameni în jurul nostru, ne unim cu oameni care urăsc același grup de oameni și ușor, ușor, asta este ce se întâmplă. Divide tempera, nu? Suntem din ce în ce mai
separați unii de ceilalți, suntem din ce în ce mai rămași cât mai singuri și asta este o epidemie mult, mult mai gravă decât orice ne-am putea imagina.